Înregistrare. Pornim. Deci, ești online. Sunt aici, la... Am putut mă luc cu... Să fii cu să... Să luăm un singur internet. Să fac reclamă. S-a văzut. Arătăm rezumatul mai târziu. Mai târziu, da. E bine ca dat doi. Ieri mi-e fiu de aici. Prezintă echipamentul. Hai să-i dăm zoom-ul maxim. Aha. Gabi, data viitoare când mă duci în Delta cu ăla să mă... Deci cam așa se prezintă locul nostru de pescuit. De acolo de undeva este tabăra. Ne-am întins niște bețe prin zona asta. Așa arată malul opus. Da, deci deja facem reclamă la magazinul Fish Parking, sau cum îi zicea. Era cu parking, îi zicea. Are absolut toate momelile de care e nevoie în Delta. Râme negre, râme roșii, lipitori, țipari, cărășei. Cu un leu 50 ai prins 2 kg de plătică. Nu 2, am vreo 3-4 kg. Așa se vede de acolo 2. Nu, ai zis că cu jumate de cutie ai prins 2 kg, sau cât ai zis, nu? 4? Să zicem 3. Deci jumate de cutie înseamnă un leu 50. Și cu un leu 50 ai prins 3 kg de plătică. Ai niște viermi adevărați.
Hai să vedem. Prietenii noștri sunt pe malul, au dispărut. Au dispărut, nu mai sunt acolo. Prietenii noștri Cătălin și Coadele, a, uite-i, i-am depistat. Sunt exact pe malul opus. Încearcă să facă treabă cu niște pești mai mari. A ieșit soarele, Gabi! E, surprize! Asta e! Deci de acum încolo începe treaba. Până acum a fost tatonare, antrenament, cantonament, vrăjeală. De acum începe treaba. Deci, stai că am băgat zoom-ul și am pierdut. Dă-i mai potrivit așa cum. Dacă dai prea mult de zis, dă-n ceas. Aha, i-am prins. N-are nimic dacă vrei. I-am prins. Cătălin și Coadele se pare că au aventuri. La vreo... La vreo 5-600 de metri pe celălalt mal. Îi vedem pe Cătălin și pe Coadele, care se luptă cu ceva, nu știu ce fac acolo. Se vede? Da, a plecat barca. Nu știu, sunt trași de pește sau a dat drumul la motor. Dar au ceva. Nu știu ce are în mâini, în brață. Are ceva. Vin către noi. Opa, aici... Aici la barcă se prinde... Aici Gabi se luptă cu monstrul. Monstrul din adâncuri de la barcă. Da, uite, bățul este îndoit la maxim, abia mai poate ridica. Lasă craca. Ia uite-l. A scos Namila. Namila, ai... Uite și asta albina, e albina la Argeșenie, acolo. Eh, o plătică frumușică. Fiermișor alb cu roșu, cârlic de 16 de muscă. Lup de 20. Dar cred că se... Stai în montaj. Cred că prietenii noștri vin să ne demonstreze ceva, să ne dea cu o coadă de pește peste gura să sau peste ochi. Să ne dea una vadă vreo 3 kg, a? Mă, prea sunt grăbiți colegii ăștia noștri, da, cred da, că da, au ceva. N-ar fi plecat ei degeaba de acolo. Da, uite, vin încoace. Ola. A, e cu craca în brațe. A, ne-aduc lemne. Eu a văzut că prinde o plătică. Ce a zis? Avem de frigare, așa duce lemne. Probabil. Ce să facă ăsta cu plătica asta atât de mult? Ok. Hai să mai mă joc. Hai, spune. Deci, după... Ieri pe 21. Ieri pe 21 la ora 22:30 am ajuns în delta pe o ploaie puternică și un vânt. De fapt, vijelia. Am reușit să ne punem corturile totuși. Uite, urcă mașina, ia filmează. Să fie liniștită și sănătoasă. Zi, Gabi, că am făcut introducerea înainte de a începe filmarea. Spune ce ne-am pregătit să spunem. Astăzi, pe 22 septembrie... Azi în 22? Da. Păi nu, nu zici, ca să audă oamenii unde suntem. Bă... Ne zici că mi s-a rupt montajul. I-a dat în țevă dragi, s-a rupt. No. Am pus pește din mare, ce să fac? Trebuie să fac montajul din nou. Bă, dar ce frumos ați acuțat ăsta. Bă, stau ceva. Da. Păi dacă a contrat așa, să rupă firul. Da. Cred că a fost, știu că. Nu, ar fi fost un crap ceva. Păi nu, n-am mai dat soc din prima, a tremurat, așa, repede, și după aia a dat așa. A fi fost caras. Caras și aia mari care îi aștepți. Păi nu mai
mai plec de aici. Ia uite ce soare mă pripește aici. Păi ai zis că vrei să faci ceva. Uite acum, îi dau ghermele înapoi. Stai, bă. Au ajuns băieții la mal. Ok, facem pauză.